Bun, sunteți pregătiți acum pentru următorul Battle de Roast? Bine, eu o să mai întreb o dată și vreau să fiți mai entuziasmați. Sunteți pregătiți de următorul Battle de Roast? Aia e energia! Vine aici pentru voi Marius Tomescu și... Octavian Preda! Bună seara! Bună seara! Octavian face stand-up, iar în timpul liber îi place să doarmă, să pescuiască și să sperie turiștii pe Valea Prahovei. Oh, ce drăguț. Mi-am uitat parola, stai un pic. Lui Tomescu îi place muzica rap, după voce ar putea fi Uzi, dar după vârstă ar fi Maxim Martalog. Octavian are studii economice. Se pare că bila de pe AS nu doar că a căzut, dar s-a apucat și de stand-up. Nice. 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 M-a căutat pe Facebook, incredibil. Nu e fumător, dar e dispus oricând să sugă un cubanez. Dacă e cineva în sală. Octavian Preda sau Grasul XXL, dacă în loc să vină cu Maria Ioana, venea cu Maria Icoana. Ce bine că m-am îmbrăcat în negru. Tatăl lui Marius s-a dus înainte să apuce să-l vadă făcând stand-up. Sper. Și acum dai tu una. Octavian e și gras și prost. Doamnește. Ca să mănânce mai puțin, părinții au scris pe ușa de la frigider împinge. True story. Da, Marius a fost un bebeluș special, în ideea în care mama lui n-a fost însărcinată cu el, a fost diagnosticată cu el. Deși e un om bun, Octavian nu o să ajungă în rai, doar pentru că ar fi prea complicat să-l ridice. Da. Și nici pe scări nu urc, ulam. Marius Tomescu îi place să uite la filme porno în care se filmează în festivaluri. Și își dă drumul mereu când apare în cadru un aparat de dat cu pumnul. Octavian e așa țăran că dacă ar face un atac cerebral, ar face AVC în fundul curții. Ce drăguț. Da. Și-a dorit să devină preot când era mic, tânăr. Scuze, m-am gândit la mine un pic. Și-a dorit să devină preot când era mai tânăr. De asta istoricul lui sexual poate fi definit în versete. Luca 12, Matei 10, Ion 8. Oh. Octavian se dă cu SPF, dar nu ca să nu facă cancer, ci ca să nu miroasă șorici. Nici nu mă lipesc de tigaie. Băgăței, pula, Marius. Da. Marius, când se uită la fotbal cu alți băieți, el nu strigă gol, el strigă gol, gol, gol. Gata, asta a fost? Asta a fost. Asta a fost superb. Aplauze încă o dată pentru Tomescu și Octavian Preda!